Prințul Broscoi. A fost odată, ca niciodată, a fost un împărat care avea mai multe fete și toate erau frumoase ca niște zâne. Dar cea mai mică era atât de frumoasă că până și soarele, care văzuse atâtea, se oprea în loc, uitându-se la dânsa și minunându-se de atâta frumusețe. La o mică depărtare de palatul împărătesc se întindea o pădure adâncă și întunecoasă, iar în pădure, la umbra unui tei bătrân, se putea vedea o fântână. În zilele cu prea mare zăduf, cea mai mică dintre fetele împăratului se ducea în pădure și se așeza pe marginea fântânii răcoroase. Stătea așa, fără să facă nimic, și când se plictisea, scotea dintr-un buzunar o minge de aur, o arunca în sus, prindea din zbor, în căușul palmelor și apoi o arunca iar. Ăsta era jocul care îi bucura cel mai mult inima. S-a întâmplat însă odată ca mingea să-i scape din palme și căzând pe pământ să se ducă de-a rostogălul în fântână. Fata de împărat o urmări cu privirea, dar mingea pieri de parcă n-ar fi fost și fântâna era tare adâncă, atât de adâncă de nu-i puteai zări fundul. Se porni atunci domnița pe plâns și plânse în hohote. Și cum se jelea ea, numai ce aude că-i strigă cineva din apropiere. Ce s-a întâmplat, domniță? De ce te bocești așa? Plângi că s-ar muia și pietrele de mila ta. Fata căută în jur să afle cine anume îi vorbește și văzând un broscoi care atunci scosese din apă capul lătăret și buburos și privea la ea cu niște ochi cât cepele. Ah, tu erai moș pălăcilă! Te miră ea. Ia că plâng că mi-a căzut mingea de aur în fântână! Ștergeți lacrimile și nu mai plânge! O mângâie broscoiul. Că-mi stă în putință să te ajut! Dar vorba e! Ce-mi dai tu dacă ți-aduc din apă jucăria? Orice dorești, dragul meu broscoi! Rochile mele, pietrele nestemate, mărgăritarele, chiar și coroana de aur pe care o port pe cap, de-o poftești cumva! Broscoiul o ascultă pe gânduri, apoi grăi. Nu-mi trebuie nici rochile, nici mărgăritarele, nici pietrele nestemate, nici coroana ta de aur. Dar dacă ai începe să mă iubești, dacă ai îngădui să-ți fiu prieten și tovarăș de joacă, să stau lângă tine, la măsuța ta, să mănânc din talerul tău de aur, să beau din cupa ta și să dorm în patul tău, dacă îmi făgăduiești toate astea, acum mă cobor în fântână și ți-aduc mingea. Îți făgăduiesc tot ce vrei, numai să-mi aduci mingea. Dar, în aceeași vreme, fata zicea în sinea ei. Ce tot îndrugă nerodul ăsta de broscoi? Că doar e sortit să se pălăcească în apă cu cei de ofință cu el și să oricăie într-una. Cum poate unul ca el să lege prietenie cu oamenii? Cum a auzit pe domniță, făgăduindu-i tot ce dorea, broscoiul se dădu afund în fântână și cât ai bate din palme, ieși iar deasupra apei cu mingea de aur în gură. Și o a zvârli în iarbă. Fata de împărat se sară în sus de bucurie, nu altceva, când își revăzu jucăria ei dragă. O ridică și, fără să-i spună broscoiului un singur cuvânt, o luă la fugă. Stai! Stai! Nu fugi! Strigă în urma ei broscoiul. Ia-mă și pe mine, că nu pot să alerg atât de repede! Dar în zadar o răcăia broscoiul cât îl țineau puterile, că fata de împărat nu se închisea de el și cu cât se apropia mai mult de casă, cu atât fugea mai tare. Uitase cu desăvârșire de bietul moș bălăcilă. Iar acesta, neavând încotro, se înapoie și se lăsă din nou să cadă în fundul fântânii. A doua zi, domnița nici nu apucase bine să se așeze la masă împreună cu împăratul și cu toți curtenii și nici nu începuse să ia o bucătură din talerul ei de aur, că și-a auzit odată niște pași lipăind afară pe scara de marmură. Și pașii făceau plici-plăsc, plici-plăsc. Ascultă ea un răstim și numai ce se pomeni cu bătaie în ușa ei și desluși un glas strigând. Fată de împărat, tu cea mai mică dintre domnițe, vină de-mi deschide ușa! Domnița alergă într-un suflet la ușă să vadă cine era și, când o întredeschise, se și trezi cu broscoiul în fața ei. Trânti repede ușa și, luându-o la fugă înapoi, se așeză din nou la masă, tremurând toată de spaimă. Împăratul păcă de seamă că fetei bate tare inima, mai se spargă coșul pieptului și o întrebă.
De ce te-ai îngrijit așa, copilă dragă? Nu cumva ai zărit la ușă un zmeu care a venit să te răpească? Da, de unde, tată? N-am văzut niciun zmeu, răspunse fata cu silă în glas. La ușă un broscoi buburos. Un broscoi? Și ce vrea broscoiul ăsta de la tine? Nu îndrăzesc, tata, spune cum a fost. Ieri, pe când mă jucam lângă fântâna din pădure, mi-a căzut mingea de aur în apă și fiindcă plângeam după ea de nu mai puteam, a ieșit din fântână un broscoi și pocitania asta, cum a făcut, cum n-a făcut, mi-a scos mingea tocmai de la fund. Iar mai înainte îmi ceruse să-i făgăduiesc că dacă mi-aduce mingea o să legăm o prietenie și o să fim tovarăși de joacă. Atât am abătut la cap că i-am făgăduit ce era să fac. Dar nu mi-a trecut nicio clipă prin minte că broscoiul și-ar putea face veacul și altundeva decât în apă. Și acum stă proțap afară și ține morcii să vină la mine. În timpul acesta, broscoiul bătea cu înveșunare la ușă și striga. Hai, deschide ușa, fată de împărat! Ai uitat cuvântul care mi l-ai dat! Ieri când la fântână mi te-am ajutat. Hai, deschide ușa, fată de împărat! Auzind acestea, împăratul grăi. Acu, dacă ai apucat să făgăduiești, ține-ți făgăduiala. Du-te de-i deschide. Fata se duse să-i deschidă ușa și broscoiul sări pe dată pragul în sala împărătească și se ținu scai după domniță până ce ajunse în dreapta scaunului ei. Acolo se opri și când fata dădu să se așeze, glasul broscoiului se auzi poruncitor. Da pe mine cui mă lași? Ia-mă lângă tine! Se codia ce se codi, se făcu a nu fi auzit, dar împăratul îi porunci să îndeplinească voia broscoiului. Cum se văzu broscoiul pe scaun, gata ceru să-l urce și pe masă. Și, dintr-o săritură, se pofti singur între blide și ceru de acolo. Ia trage talerul mai aproape, să mâncăm amândoi din el! Biata copilă se văzu silită să facă așa cum îi poruncea broscoiul, cu toate că era scârbă și n-avea nicio tragere de inimă. Broscoiul mâncă cu mare poftă, dar fetei de împărat îi se opreau bucăturile în gât și nu se atinse aproape de nimic. La urmă, broscoiul zise. M-am ospătat cum se cuvine, dar mă simt ostenit rău. Du-mă în odaia ta și vezi de pregătește paturi cu aștenuturi de mătase, ca să ne culcăm. Domnița a început să plângă. Tare se mai temea de broscoi. De frică și de silă, nu-i venea nici să-l atingă, că avea o piele umedă și rece ca gheața. Și când te gândești că de acum înainte trebuia să doarmă cu el în patul ei curat și frumos, parcă ar fi vrut să se împotrivească, dar împăratul se mânie și spuse. Când te-ai aflat la necaz, ți-a plăcut să te bucuri de ajutorul broscoiului, iar acum crezi că se cade să-l disprețuiești, nu-i așa? Nu-ți mai face plăcere tovărășia lui. Nemai având încotro, domnița apucă broscoiul cu două degete și, ducându-l cu ea sus, îl aruncă într-un colț al camerei. Dar, când a dus să se întindă și ea în pat, broscoiul țopăi până aproape de marginea patului și strigă de acolo. Ei, n-ai auzit că s-o stenit rău? Vreau să dorm și eu la fel de bine ca și tine. Chiamă sus în pat, de nu te spun împăratului! Domnița se făcu foc și pară când îl auzi cum amenința. Îl ridică de jos și îl izbi cu toată puterea sa de perete strigând. Na, ce ți-a trebuit, broscoi buburos? Acum ai și tu liniște? Am și eu. Și ce să vezi? De îndată ce căzu jos, broscoiul se prefăcu într-un fecior de împărat, că ți era mai mare dragul să te uiți la el. Chipeș la înfățișare, cu privirea ochilor blândă și cu un farmec în ei cum nu se mai poate. Împăratul își dădu cu mare bucurie încuvințarea ca tânărul crai să o ia de nevastă pe fica sa, iar acesta îi povesti domniței cum fusese blestemat de o vrăjitoare rea să se prefacă în broască și că nimănui, în afară de dânsa, nu i-ar fi stat în putință să-l scape de sub povara cea grea a blestemului. Apoi luară hotărârea ca a doua zi să pornească împreună spre împărăția feciorului de împărat. Mai povestiră ei ce mai povestiră, și apoi se culcară. Când se treziră din somn, în revărsatul zorilor, făcară de seamă că la poartă îi aștepta o caleașcă trasă de 8 cai albi, împodobiți și având hamuri cu totul și cu totul de aur. Iar în spatele caleștii,
ședea Hairic, sluga credincioasă a feciorului de împărat. Într-atâta, se întristase sluga asta credincioasă că stăpânul său fusese prefăcut în broască, încât umplase nou ceva vreme și de teamă ca nu cumva să-i pleznească inima de durere și o strânsese în cercuri de fier. Caleașca aștepta la scara palatului să-i ducă pe tânărul crai și pe aleasa inimii lui în împărăția părintească. Hairic, cel credincios, care pregătise totul după cum cerea cuvința, îi ajută pe amândoi să urce în caleașcă. Iar, după aceea, se sui și el în locul din spate. Și inima tresălta de bucurie că-i fusese dat să-și revadă stăpânul. Merseră ei o bucată bună de drum și numai ce auzi feciorul de împărat o troznitură înapoi a lui, de parcă s-ar fi rupt ceva. Și, cum nu-și putu da seama ce poate fi, îi strigă slujitorului său. Hairic, auzi trosnitura? Nu cumva s-a rupt trăsura? Iar Hairic se grăbi să răspundă. Fii, stăpâne, liniștit! Ia un cerc, ici a pleznit, ce-mi ținea inima strâns, să nu mor de atâta plâns, că un biet proscoi erai și sub vraja grează ceai. Și se auzi, trosnind încă o dată și apoi iar o dată. Iar feciorul de împărat din nou crezu că trosnește caleașca și că-i gata să se rupă. Dar nu caleașca se rupea, ci cele două cercuri de fier care se desprindeau din jurul inimii lui Hairic, cel credincios, care nu mai putea de bucurie că stăpânul său scăpase de sub urcia blestemului și că era acum fericit cu aleasa inimii lui. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și abonați-vă! Noapte bună, copii! Stea bun cu mine!